Capitol 30. Romanii 1. Alif. Lam. Min. 2. 2. Romanii au fost înfrânți. 3. 3. În pământul cel mai apropiat. 4. Însă după înfrângerea lor, vor învinge ei. 5. 4. În câțiva ani, 6. La Allah a fost hotărârea și mai înainte și după aceea, 7. Și în ziua aceea se vor bucura drept credincioși, 8. 5. De ajutorul lui Allah. El ajută cui voiește el și el este cel atot puternic și, îndurător, al, a zis Arirahim. 6. Aceasta este făgăduința lui Allah. Și Allah nu își calcă făgăduința, însă cei mai mulți oameni nu știu. 7. Ei cunosc ceea ce este văzut din viața aceasta, însă ei sunt neștiutori față de viața de apoi, 9. 8. Oare nu s-au gândit ei în însele sufletele lor? 10. Ca Allah nu a creat cerurile și pământul și ceea ce este între ele decât într-o adevăr și pentru un termen hotărât. Însă mulți dintre oameni nu cred în întâlnirea cu Domnul lor. 9. Oare n-au purces ei pe pământ și n-au văzut ei cum a fost sfârșitul celor de dinainte de ei? Aceia au fost mai puternici decât ei, au scurmat pământul și l-au locuit, 11, în număr mai mare decât îl locuiesc ei. Și au venit la ei trimiși lor cu semnele limpezii. Și Allah nu i-a nedreptățit pe ei, ci numai ei s-au nedreptățit pe ei înșiși. 10. Apoi a fost rău sfârșitul celor care au săvârșit rău fiindcă ei au tăgăduit semnele lui Allah și le-au luat pe ele în derâdere. 11. Allah creează făptura, apoi o face din nou. 12. Apoi la el veți fi aduși înapoi. 12. În ziua când va veni ceasul, nelegiuiții vor fi deznădăjduiți. 13. Și nu vor avea dintre asociații lor mijlocitorii, 13, și se vor lepăda de asociații lor, 14. 14. În ziua când va veni ceasul, în ziua aceea se vor despărți ei, unii de alții. 15. În cei privește pe cei care au crezut și au săvârșit fapte bune, ei se vor bucura într-o grădină, 15. 16. Iar în cei privește pe cei care nu au crezut și au socotit semnele noastre ca și întâlnirea cu lumea de apoi a fi minciuni, aceia vor fi aduși la chin, 16. 17 aduceți. Așadar, slavă lui Allah, când vine seara pentru voi și când vă treziți dimineața, 17. 18. Slavă lui în ceruri și prepământ. atât înainte de a sfințit, cât și când sunteți în mijlocul zilei, 18. 19. El îl scoate pe cel viu din cel mort și îl scoate pe cel mort din cel viu. El dă viață pământului, după moartea lui, 19. Și tot astfel veți fi și voi scoși, 20. 20, printre semnele lui, 20 și este acela, că el va creat pe voi din țărână, 22, și apoi iată-vă pe voi oameni care v-ați răspândit, pe pământ. 21. Și printre semnele lui, este acela, că el va a creat din voi înși vă, 23, soațe, pentru ca voi să trăiți în liniște împreună cu ele. Și el a pus între voi dragoste și îndurare și într-o aceasta sunt semne pentru un neam, de oameni, care chipzuiesc. 22. Și printre semnele lui sunt crearea cerurilor și a pământului și deosebirea limbilor voastre și culorilor voastre. Într-o aceasta sunt semne pentru cei care știu, 24. 23. Și printre semnele lui sunt somnul vostru în timpul nopții și în timpul zilei și căutarea de către voi a harului său. Într-o aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care aud. 24. Și printre semnele lui este acela, că el va arată vouă fulgerul, cu teamă, de trăsnet și cu nădejde, în ploaie, și că pogoară apă din cer, cu care învie pământul, după moartea lui, 25. Întru aceasta sunt semne pentru un neam, de oameni, care pricep. 25. Și printre semnele lui este, acela, că cerul și pământul există prin porunca sa, 26, iar dacă vă va chema pe voi cu o chemare, 27, veți ieși voi din pământ, 28. 26. Ai lui sunt cei din ceruri și de prepământ, și toții sunt lui supuși. 27. El este cel care creează prima oară făpturile și apoi le face din nou. 29, și aceasta este și mai ușor pentru el, 30, și a lui este pilda cea mai înaltă, 31, din ceruri și de prepământ și el este atot puternic, și, înțelept, al, aziz, al Achim. 28. El vă va face vouă pildă din voi înși vă, 32, aveți voi dintre cei pe care stăpânesc mâinile voastre drepte? 33. Asociați la cele cu care v-am înzestrat pe voi și sunteți voi într-o aceasta deoseamă cu ei. Vă temeți de ei așa cum este teama voastră de voi înși vă. 34. Astfel tâlcuim noi semnele pentru un neam, de oameni, care pricep. 29, ba aceia care sunt nelegiuiți urmează poftele lor, fără de știință. Și cine îl poate călăuzi pe cel pe care Allah l-a dus în rătăcire? Ei nu vor avea sprijinitori. 30. Ridicăți fața ta spre religia cea adevărată. 35. Această religie este firea creată de Allah, 36, după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în creația lui Allah, 37, aceasta este religia cea dreaptă, dar cei mai mulți oameni nu știu. 31. Întoarceți-vă la el căindu-vă. Fiți cu frică de el și împliniți rugăciunea, as-salat, și nu fiți dintre politeiști. 32. Dintre cei care au divizat religia lor și au devenit secte, fiecare ceată bucurându-se pentru ceea ce are ea. 33. Dacă îi atinge pe oameni un rău, atunci îl cheamă ei pe Domnul lor, întorcându-se căiți către el. Apoi, după ce le dă să guste îndurarea sa, 38, iată-i pe o parte dintre ei cum îi fac domnului lor asociații. 34. Fiind nemulțumitori față de ceea ce noi le-am dat. Bucurați-vă voi, dar în curând voi veți ști. 35. Sau le-am trimis noi vreo dovadă care vorbește despre ceea ce ei i-au făcut lui ca asociații? 39. 36. Când le dăm noi oamenilor să guste îndurarea? 40. Atunci se bucură de ea? 41. Însă când îi lovește pe ei vreun rău pentru ceea ce au săvârșit mâinile lor mai înainte? 42, atunci iată-i pe ei cum deznădăjduiesc. 37. Oare n-au văzut ei că Allah dă daruri din belșug cui voiește el sau le împuținează, cui voiește el? Într-o aceasta sunt semne pentru un neam, de oameni, care cred. 38. Așadar, dă celui care ți rudă apropiată ceea ce îi se cuvine, ca și sărmanului și trecătorului de pe drum, 43. Aceasta este mai bine pentru aceia care doresc fața lui Allah, 44, și aceștia sunt cei care îi zbândesc. 39. Ceea ce voi dați cu camătă pentru ca să se mărească, 45. Pe seama averii oamenilor nu va spori la Allah. Însă aceea care oferă Dania, a dorind fața lui Allah, 46, aceia vor avea îndoit, 47. 40. Allah este cel care v-a creat pe voi, apoi v-a dat vouă cele de trebuință, Apoi vă face pe voi să muriți? Apoi vă readuce pe voi la viață. Oare se află printre asociații voștri cineva care să facă ceva din acestea? Laudă lui! El este mai presus de ceea ce îi faceți voi ca asociații. 41. Stricăciunea s-a arătat pe uscat și pe mare. 48. Din pricina a ceea ce săvârșesc minile oamenilor, 40 și 9, pentru ca, Allah, să-i facă pe ei să guste o parte din ceea ce ei au făcut. Poate că ei se vor întoarce. 42. Spune, 50, purcedeți pe pământ și vedeți care a fost sfârșitul celor de mai înainte cei mai mulți dintre ei au fost politeiști, 51. 43. Îndreaptă fața ta către, 52, religia cea dreaptă, înainte de a veni de la Allah o zi ce nu poate fi respinsă, 53. În ziua aceea, oamenii vor fi despărțiți. 44. Acela care nu crede va avea parte de necredința lui, iar aceia care au săvârșit fapte bune pentru sufletele lor pregătesc. 54. 45. Pentru ca, Allah, să-i răsplătească pe cei care cred și săvârșesc fapte bune din mare mila sa. El nu iubește pe necredincioși. 46. Și printre semnele sale sunt, acela că el, trimite vânturile de bine vestitoare, pentru ca să vă facă să gustați din îndurarea sa și pentru ca să plutească la porunca sa corăbiile, 55, pentru ca să căutați harul său, 56. Poate că voi veți fi mulțumitori. 47 Noi am trimis profeți la neamurile lor mai înainte de tine și le-au dus lor semne limpezii. 57 Și ne-am răzbunat noi pe cei care au fost nelegiuiți și a fost o datorie pentru noi ajutarea drept credincioșilor. 48 Alah este cel care trimite vânturile și ele ridică nori iar el îi risipește pe cer, așa după cum voiește, și îi face pe ei bucăți și vezi atunci ploaia cum iese din mijlocul lor. Iar când îi atinge cu ea pe cine voiește el dintre robii săi, iată-i pe ei cum se bucură. 49. Măcar că au fost ei înainte de a fi trimisă asupra lor, 58. Chiar înainte de aceasta, încremeniți de deznădejde. 50. Privește la urmările îndurării lui Allah, 59. cum învie el pământul, după moartea lui. Acesta este cel care îi învie pe morții și el este cu putere peste toate. 50 și 1 însă dacă trimitem noi un vânt și văd, ogorul lor, îngălbenit, rămân ei după aceea nemulțumitori. 52. Dar tu nu-i poți face pe morți să audă și nu-i poți face pe surzi să audă chemarea. 60. Dacă ei întorc spatele, fugind. 53. Tu nu poți fi călăuzitor pentru cei orbi, îndepărtându-i de rătăcirea lor. Tu nu-i poți face să audă decât pe cei care cred în semnele noastre și sunt cu totul supuși, musulmani. 61. 54. Alaf este cel care vă creează pe voi în slăbiciune, apoi, după slăbiciune, vă dă putere. Iar după putere dă slăbiciune și căruntețe, căci Allah creează ceea ce voiește, 62, și ieri este a toate știutor, și a tot puternic, al, alim, al kader. 55. Și, și în ziua în care va sosi ceasul, vor jura nelegiuiți că ei nu au rămas decât un ceas, 63. Așa sunt ei îndepărtați de la adevăr. 56. însă cei care au fost dăruiți cu învățătură și credință vor zice: voi ați rămas după hotărârea lui Allah 64 până în ziua învierii și aceasta este ziua învierii, însă voi nu știți 65. 57. Și în ziua aceea nu le va fi de niciun folos dezvinovățirea acelora care au fost nelegiuiți și nici nu vor fi ei chemați să caute îndurarea. 66. 58. Am dat noi în acest Coran tot felul de pilde pentru oameni, însă dacă le aduci lor un semn, 67, zic cei care nu cred, voi nu sunteți decât niște înșelători? 68. 59. și Așa pecetluiește cetruiește ala celor care nu știu. 60. Însă fii răbdător, 60 și căci făgăduința lui Allah este adevăr. Și să nu te clintească. 70, cei care nu cred. 71